A plecat însă la Barăolt în Covasna ca să discute cu acești localnici și să-i convingă cât de important este să-și părăsească locuințele, astfel încât autoritățile să acționeze așa cum trebuie în acea zonă. Și stăm de vorbă chiar în acest moment cu ministrul de interne, doamna Carmen Dan. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. Spuneți-ne care este planul în această dimineață. Bună dimineața! Mă interesează, în primul rând, bineînțeles, să reușesc sau să stau și eu de vorbă cu oamenii de acolo. Așa cum se cunoaște, este domnul ministru Deneș încă de ieri. Acel dig a fost supravegheat toată noaptea. Situația critică încă se menține. Iar pentru Ministerul de Interne este important, pentru mine ca om este important să fi făcut și acest demers și să vorbesc și eu personal alături de ministru și de celelalte, ministru Deneș și alături de celelalte autorități, cu oamenii, pentru că este foarte important în acest moment ca oamenii să conștientizeze că există risc, că riscul încă nu s-a eliminat și că există o situație în care își pot pune viața în pericol. Ați primit date noi de la meteorologi și de la hidrologi, astfel încât se impune de urgență evacuarea celor peste 130 de gospodării care ar putea fi afectate? Meteorologii și hidrologii vor veni în perioada următoare cu date concrete. Însă, din ce informații avem până la această oră, se pare că ploile vor reîncepe și vom avea un sfârșit de săptămână ploios și cu risc din punct de vedere hidrologic. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență ne spunea mai devreme în această dimineață că dacă se impune, se va trece chiar la evacuarea forțată a oamenilor. Aveți în plan și această măsură? Bineînțeles că avem în plan și această măsură. Din punctul meu de vedere, autoritățile au fost ezitante și aici mă refer la prefect și la primar. Tocmai de aceea îmi doresc ca eu personal să știu care este situația acolo, pentru că în astfel de situații cred că este important să gândești doar în sensul salvării de vieți omenești. Trebuie să fie și să rămână o prioritate. La ce vă referiți mai exact când spuneți că autoritățile locale au fost ezitante? A fost o discuție, noi vă dați seama că toată noaptea am ținut legătura atât cu specialiștii hidrologi care sunt acolo, cu cei de la Apele Române, cu ministrul Deneș, cu autoritățile. S-a luat în discuție această evacuare forțată. Am dorit în primul rând să explicăm oamenilor foarte bine, în sensul acesta s-a mobilizat și ministrul Deneș care este prezent. Cred că această evacuare forțată nu este în regulă să se dispună în momentul în care deja digul este rupt. Cred că trebuie să dăm un semnal foarte clar ca oamenii să înțeleagă că își pun viața în primejdie dacă rămân în zona în care riscul este maxim. În acest moment am reușit să convingem pe cei care erau în prima linie de risc, pe cei care erau în zona care, din punctul specialiștilor, ar fi fost prima afectată. Pentru noi este important ca toată lumea să înțeleagă că acolo este o situație de risc și temporar trebuie să plece din zona respectivă pentru a ne asigura că nicio viață nu este pusă în pericol. Cu alte cuvinte, ar fi trebuit luată măsura evacuării forțate încă de azi noapte de către autoritățile locale? Eu vreau să vă asigur că toată noaptea forțele ministerului au patrulat pe străzile din localitatea respectivă, vorbind cu oamenii, și sentimentul nostru a fost că oamenii nu conștientizează care este riscul, avem toate forțele acolo, suntem pregătiți pentru evacuare. Am cerut să se explice că este o soluție temporară, dar este o soluție necesară. Din punct de vedere al intervenției cu utilaje, aveți ceva de criticat? Cum s-a acționat în ultimele ore? Nu. În mod unitar și vorbind acum și referitor la celelalte situații cu care ne-am confruntat, nu doar în județul Covasna, autoritățile au reacționat bine din punctul nostru de vedere și a existat o coordonare și o comunicare permanentă între toate forțele ministerului și celelalte instituții implicate. Mă refer aici la specialiștii de la Institutul Hidrologic, mă refer la autorități.
a existat coordonare și s-a reacționat bine. Este adevărat, în acest moment situația critică este în localitatea Bara Olt, dar sunt probleme nu numai în județul Covasna, cât și în județul Brașov. Vă gândiți să mergeți și în alte zone pentru a discuta cu oamenii? Da, este preocuparea noastră astăzi. Tocmai de aceea se va face un survol cu un elicopter pentru a avea o vedere și de sus, în așa fel încât să estimăm și din acest punct de vedere care este situația în plan național. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.